ei sunt îndrăgostiți până peste urechi. De asta ne convingem aici că ei formează pe tot parcursul vieții o familie, o familie nouă, Sergiu și Elena. Sau o să zic Lenuța, doamne, ce ești drăguță, ești dulce. Ia veniți voi aici la centru. Lumea știe deja despre ce-i vorba. Sergiu le apucă de mânuțe. Eu te cicălesc cu întrebările în seara asta. Tu știi care e diferența între logodnă și căsătorie? Asta e răspuns. Aplauz, vă rog. Tu știi care e răspunsul? Căsnicie înseamnă, cred că, o viață eternă trăită în doi și logodnă am început de viață. Extraordinar. Eu am definit-o altfel. Să vă spun varianta mea, a moșului. Vă zic așa, când un băiețel l-a întrebat pe taicu: tatăi, care-i diferența dintre logodnă și căsătorie? Tatăl s-a scărpinat în moalele capului și a zis: cum să spun, dragul tati? Asta ca și cum ți-aș cumpăra o bicicletă la Paște și ți-aș da voie să te sui pe dânsa la Crăciun. Asta e definiția mea, da, a ta era superbă. Da, mulțumesc. Și pentru că era vorba de primul dans familial, cu toată dragostea, aici, admirați. Să fie muzica. Nici la mine
Periculos. Periculos. Ce înseamnă asta? Bună seara, Conomire. Bună seara, Coniță Mireasă. Ți-am furat pe rând seara asta. Așa că, uite că te vom încerca. Te vom pune la 3 încercări. Ca să ne demonstrezi nouă și celor prezenți aici că ea este cea de-a doua jumătate a ta. Deci, prima încercare. Să vedem cât de tare o iubești. Spune vorbe dulci ca să vedem cât de tare o îndupleci. Da? Și te vom ajuta cu, te vom susține cu o muzică care ți este cunoscută. Dragă mea soție, din prima clip de când te-am cunoscut, am înțeles că tu vei fi mireasa mea. Deși într-adevăr îmi sunt conștient undeva acolo, ea jos, există o mică părticică unde mai stai pe gânduri, tu mai gândești da sau nu. Și uite că eu am depășit, am scos din mine acea parte negativă, pesimistă. Și vreau să-ți spun că în familia mea, în tradiția familiilor mele, căsătoriile sunt permanent, familiile sunt întregi. Ceea ce ți-am spus din prima dată, din prima zi până acum, că tradiția aceasta a neamurilor mele, a rudilor mele, o voi păstra și eu. Și pentru aceasta vreau să spun că te iubesc foarte mult, țin foarte mult la tine, pentru că din prima zi tu ai ținut foarte mult la mine și asta eu am observat la tine, de atâta acum nu pot decât să-ți redau aceeași repulsie ție, pozitivă, și să știi că te iubesc foarte mult. Și vreau să... Asta a fost prima, probabil, da? Asta a fost prima etapă. Ia să vedem de la Conița Mireasă. A trecut prima etapă? A trecut-o, sigur. Dragi mesieni, iar voi să-mi spuneți, a trecut prima etapă? Da. Da. Foarte bine. Să trecem la etapa a doua și aici vom vedea cum te miști tu. Deci, un dans, o surpriză în dans pentru Conița Mireasă. Cinstiți mese, să vedem, a trecut cea a doua etapă. Da, la sigur, nu vă aud. Da? Bravo. Ok, și acum cea de-a treia și cea mai grea. Ia să-mi spui tu mie, Conomire, ai cerut mireasă de la tată? Da? Sau nu? Da. Da, de la frate, ai cerut-o? Nu prea. Ia vă rog, fratele miresei, ieșiți încoa. Unde e fratele miresei? Să mai dansează și el. Unde e fratele miresei? Hai. În față, hai, mai, mai.
Uite și fratele Mireț. Iar acum cea mai grea încercare să vedem. Fratele Mireței este cel de-al doilea bărbat care ocrotește fata în familie. Deci, trei întrebări. Cele mai simple întrebări. Despre fratele Mireței. Când este născut fratele Mireței? Știu că-i toamna. 20 octombrie sau noiembrie? 20 octombrie. Noiembrie. Ok, bun, noiembrie. Ai fost pe alături. Hai să vedem cea de-a doua întrebare. Ce sport preferă fratele Mireț? Îi place... Fuga. Fuga, fratele Mireț? Și ascunsele. Așa, bun, fuga și ascunsele. Iarăși ai fost pe aproape. Și cea de-a treia întrebare și cea mai grea. Ce muzică ascultă fratele Mireț? Manele nu cred, rock nu cred, rap nu cred. Muzică clasică, muzică de film și muzică de stradă ceva. Populară, frate. Ei, hai. Bun, să vedem. Deci eu am înțeles că nu toate trei întrebări le-ai adus binevenit. Și am înțeles că te-ai pregătit de furtul Mirese cu ceva galbene acolo. Dacă vrei să răscumperi de la frate Miresuica, uite, să vedem câți galbene îi dai tu fratele. Hai. Depinde cât vrea. Eu am multe. Plină. Hai, fratele, o spus plină. Hai, lada plină, el vrea. Ce zici? Eu rămân fără nimic, dar cine știe dacă o mai fură pe mireasa mea atunci de nu mai pot cumpăra pe nimeni. Uite, tu nu rămâi fără nimic, tu rămâi cu miresuica și doi, trebuie să ai grijă de mireasa, nu? Mireasa nu se vinde, eu nu dau nimic. Vale, bun! Un răspuns demn de un bărbat care își ocrotește soția. Frate, ce zici? O dai? E bravo. O încredințezi, deci, da? Cu atenție. Atenție. Bun. Cu atenție îți oferim mireasa înapoi. Așa. Ți-o oferim înapoi și vă urăm... Așa, dragi miri, vă urăm o viață lungă și fericită împreună, să fiți așa de luminoși cum sunteți acum și ne cerem scuze că v-am întrerupt dansul vostru frumos. O seară frumoasă în continuare și amar! Știi că după asta nu mai am puteri pe-a meu să-l dansez. Dacă greșesc ceva, tu ești divină. Dragii noștri, să fie și dansul mirilor. Hai, frumoșilor. Sergiu, tu poți. Tu ești bărbat și punctum. Aplauze pentru Sergiu. Și pentru Lăruța. Hai. We'll be right back.
I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. Always worth it, and you deserve it, the way you work it, 'cause girl, you earned it, I earned it, yeah, you earned it, I earned it, yeah. Este zilnic că ți-o datoresc. Bucurie și necaz, agonie și extaz, dor și tumult, alinare și îndemn, toate pentru mine semn. Bag iar mai mult. Te iubesc și te voi iubi mereu ca în prima zi. Și te voi iubi al tău cât voi trăi. Te iubesc și te voi iubi mereu ca în prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău cât voi trăi. Și extaz, dor și tumult, aminare și îndemn, toate pentru mine semn. Ba chiar mai mult. Te iubesc și te voi iubi mereu ca prima zi. Te iubesc și te voi iubi al tău cât voi trăi. Te voi iubi al tău
Bravo, lumină, să se facă lumină, să se facă lumină, extraordinar. Dragi noștri, veniți la centru, dați-ne voie aici, să vedem aici în centru toată familia, Dudic și Ene. Toată familia, când zic toată familia, iată-i, merită, desigur, toate ovațele și, eu știu, aplauzele și pupicii și vorbele cele mai dulci. E sărbătoarea voastră, a voastră. Acum, văd că răsufle greu, ai trecut prin greutăți, dar vorba aceea, prin greutăți spre stele. Desigur, ai o stea lângă tine, așa cum o are nașul pe nașa. Drum bun în viață, dar înainte, văd, lumea vrea să danseze. V-a invidiat picicolo, am uitat câte una s-a uitat chiorâș. Uite cum dansează, dar noi nu dansăm. Și vin cu un îndemn către toată lumea. Nu înainte, Sergiu, vine lângă mine. Și nașul vin lângă mine. Da, stați așa. Nu vă tă, nu. Eu, îndemnul meu e de așa natură. Eu nu știu dacă, stimate doamne, știți când noi bărbații ne întâlnim la o bere, după a doua bere începem a ne lăuda. Eu cu a mea și el cu a lui și el cu a lui. Ca a mea e așa, ca a mea e pe dincolo. Dar odată trei băieți de ăștia s-au întâlnit și au zis că eu i-am cumpărat de ziua ei lua mie, ceva ce crește de la 0 până la 100 în 6 secunde. Ei strângi doi, și e luat un Porsche. Da, i-am luat un Porsche aici. Dar tu ce i-ai luat? Ei, ce i-am luat? Ce crește de la 0 până la 100 în 4 secunde. Iată, băi, i-ai luat un Ferrari. Da, i-am luat un Ferrari, băi. Dar tu ce i-ai luat? Eu i-am luat ceva și crește de la 0 până la 100 într-o secundă. Ăștia s-o... o lecuțică. Și ce i-ai luat? Eu i-am luat un cântar. Cum să sui pe dânsul? Zing la 100. Așa că, pentru doamne, să nu vă plângeți de celulită. Cu doamnele, da, despre dumneavoastră mică. Lăutare, muzica, toată lumea la dans. Tu trageți firea.